NetherRealm Studios au scos la înaintare Mortal Kombat 9, un joc ce se întorcea la rădăcini. Știi tu, rădăcinile alea de lupte super sângeroase într-o grafică 2D? Fast forward aproape 4 ani. Mortal Kombat 9 a rupt piața, deci producătorii au venit și cu 10-le în coadă. Mă rog, cu X-ul, pentru că aici ne uităm la Mortal Kombat X. Dar nu și XXX. E mai mare decât nou, mai bombastic decât nou și mai arătos decât nou. Tasty. În primul rând, jocul vine cu personaje clasice precum Johnny Cage, Sonya, Jax, numai că peste aceștia au trecut niște ani și acum sunt la vârsta aia mijlocie, cu familii, copii și așa mai departe. Respectivii copii vei găsi în line-up-ul de luptători. Avem de exemplu pe Cassie Cage, Jacqui Briggs sau Kung Jin, vărul lui Kung Lao. În total, Mortal Kombat 10 vine cu aproximativ 30 de personaje, din care 5 luptători în diferite DLC-uri. Goro, Tremor, Tanya, Jason Voorhees din Vineri 13 și Predator din filmul ăla cu Arnold Schwarzenegger când strigă el "Get to the chopper!". Diversitatea e la ea acasă. Combo-urile din 9 sunt acum împărțite în 3 stiluri diferite de luptă, unice pentru fiecare combatant. Că tot vorbim de combatanți, o să joci cu o mulțime din ei în Story Mode, o aventură de câteva ore în care te bați cu oamenii lui Quan Chi sau Shinnok. Aici depinde ce gusturi ai. Cei de la NetherRealm Studios au încercat să facă o poveste scoasă din filmele de acțiune, cu trădări și sacrificii dramatice. Problema e că așa ceva nu prea merge într-un joc în care îți stai inamicul în două. N-ai cum să fii investit emoțional în cineva pe care acum 3 meciuri l-ai feliat ca pe un parizer sau că i-ai scos coloana vertebrală pe gât. Din fericire, nu cred că cineva joacă Mortal Kombat pentru poveste, ci pentru seriile în care se strângi câțiva prieteni la o bere. Că seara se încheie cu cineva ofticat că a fost bătut de un button masher sau cineva care refuza să dea cu fatalități, asta e partea a doua. Echipa GameX TV e formată din oameni care se joacă Mortal Kombat de 20 de ani, aka mari veterani, și oameni care dacă văd o fatalitate super șmecheră, atunci își fac curaj să bage și ei un match. Cu atâtea păreri diferite, cred că ar fi mai simplu să zic la ce stăm de acord. Mortal Kombat 10 arată impecabil, e cinematic, sângeros, secvențele cu X-ray sunt memorabile, e mișto că poți să deblochezi și skin-uri pentru luptătorii preferați. Pe cât e de distractiv să-l joci, pe atât de mișto e să te uiți la cineva jucându-se. Din păcate, chiar dacă ai multe personaje, lipsesc unii de care chiar ne plăcea. Sper că nu ți-e dor de roboți ca Cyrax sau Sector, că n-o să-i vezi aici. Sau Jade, sau Sindel, sau Shang Tsung, sau Shao Kahn, care au dispărut probabil să le facă loc noilor luptători, ceea ce mi se pare absurd. Pe partea tehnică, cei dintre noi care au ales Mortal Kombat 10 pe PC au dus-o tare prost la lansare. În prima zi, jocul crashuia din cauza Steam-ului, iar apoi, la ceva vreme după, un patch a șters câteva dintre salvări. Ce zi frumoasă! Pe PS4, în schimb, problema criminală este lagul online. Vei aștepta destul de mult să găsești oameni online cu care să test your might. Și odată intrat în luptă, de multe ori te confrunți cu un lag de o secundă. Dacă vrei să faci comburi spectaculoase, eu zic să-ți iei gândul. Cu un lag de genul ăsta, comburile ți-e numai dacă adaugi și o doză sănătoasă de noroc. Dacă Mortal Kombat 9 a fost în esență un joc care a luat clasicul și l-a îmbrăcat într-o grafică modernă, mizând pe nostalgia fanilor, 10 e chiar un efort de a mulțumi pe toată lumea. E o combinație reușită de ceea ce iubim la această serie și are suficiente noutăți încât să nu pară că jucăm un expansion al titlului precedent. De la GameX TV, jocul primește nota 80.